Data trecută am spus că nu mai merg pe lacul din Buftea la pescuit. L-am reușit să prind acel biban peste 15 cm, așa că am venit în alt loc. Sunt pe Sabar. Foarte bună apa de pescuit, este puțin tulbure. Și văd că sunt și crengi lăsate pe marginea apei. Cum am înghețat și s-au îngreunat. Ce o să fac astăzi? O să fac două lucruri. Odată o să mă duc să nădesc cu viermuși. Am luat niște viermuși și vreau să încerc și la plută. Apoi o să mă duc să dau la spinning până își face efectul nada. Apoi mă întorc și pescuiesc cu pluta. Locul în care vreau să nădesc este aici. Curge apa puțin mai tare în partea dreaptă și apoi în stânga începe și se oprește puțin. Să fie cam greu să fiu neobservat, dar nu știu dacă am altă variantă. Să mă ascund, așa că chiar aici o să nădesc. Sunt vii, mare parte din ei. Să încep să-i arunc aici undeva. Ah, ia că am luat apa, am aruncat prost. Cam asta a fost nădirea. Pescuiesc undeva în partea stângă, cum duce apa viermușii, și să văd dacă reușesc să-l găsesc ceva acolo. Până atunci, ne vedem la spinning. Ups! Am rupt crengile pe aici. Sperăm să nu împice ceva în cap acum. Și să nu cad în apă. Da, ce ziceam? Mamă, ce-a fost aici, incredibil. Mamă! Și m-am speriat. E timpul să mă întorc la plută. Vorbesc ciudat pentru că am wobblerul în gură. Lanseta de spinning la plut. Hai de capul meu! Ce vorbești, frate?
Am crezut că e crap când a atacat. Hai bă, că mă așteptam să prind cleanda, nu atâta de mare. Wow! Oh, nu știu cum să-l apuc. Fascinant. Mamă, nu-mi vine să cred. E cel mai mare clan al meu pe care l-am prins vreodată. Mamă, ce vorbești? Trebuie să măsor neapărat. Mamă, am crezut că nu-l scot. Hai să vedem cât e PB-ul meu. Patruzeci și cinci de centimetri. Ah, ce vorbești? Da, sabarul e plin de surprize. De asta îmi place râul ăsta așa de mult. Hai să vedem cum pleacă. Incredibil cât e de mare. Hai să vedem cum se strecoară. Fugi. E cam amețit. Du-te, ascunde-te. Ce să mai zic? Mi-a ajuns pe ziua de astăzi. Și astăzi am pescuit 2 ore. Am pescuit o oră la spinning și n-am reușit să găsesc nimic. Am încercat să dau după clean și foarte puțin după știucă. Înainte nădisem și acum am întors la locul unde am nădit și în jur de oră am pescuit la plută și am reușit să prind cel mai mare clean al meu de până acum. Ceea ce e super, a fost o zi câștigată. E bine că n-am venit degeaba până aici. N-am venit chiar deloc degeaba până aici. Începe să întunece imediat și nu vreau să mă întorc în întuneric pentru că sunt copaci ăștia înghețați și mi-e puțin cam frică să nu cadă ceva cu mașină. Oricum, sper că v-a plăcut. Sper că ați văzut și entuziasmul pe care l-am avut când am prins peștele. Dar ne vedem data viitoare.